Bună dimineața! Bună dimineața! Se zice ziua că e aproape prânz deja. Videoclip filmat în Grecia, nu? Da. Cine e băiatul? Un băiat din Grecia. Din Grecia? E grec? Da, e grec. Păi, mă, întotdeauna m-am întrebat, de ce n-apar bă și ăștia mai sfrijiți ca mine în videoclipuri? Căutați numai de ăștia, plini de mușchi, tatuați. Bine, asta nu-i tatuat. E grec și v-ați pupat. Da, 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 da. Nu chiar. Când a fost filmat? Vara asta? Da. De ce ai ales Grecia și nu te-ai dus frumos la Marea Neagră? Am fost în vacanță în Grecia și am zis să-mi puși doi iepuri. Uite, stai, uite că acum erai bușon a bușon. Am zis dacă tot sunt în vacanță să filmez și un videoclip. Am înțeles. Și cum l-ai găsit? Ai făcut un casting sau? Nu, l-am găsit prin niște prieteni. Niște prieteni, am înțeles. Cum îl cheamă? Micael. Micael! Îl salutăm! Am ceva pentru voi. Ce ai pentru? Un cadou simbolic care are legătură cumva cu piesa. Te rog, poate e din Grecia? Să-l păstrați voi sau poate să-l dați mai departe persoanei iubite. Nu. Este o mască. O mască? Poate să o păstrezi tu sau să o dăruiești persoanei iubite. Asta nu știu că dacă o pune la gură. Am una și pentru Ramona. Și pentru Ramona? Du-te până la Ramona. O mască cu iubire. Am înțeles. Numai bună pentru vremurile astea. Piesa făcută de... Este făcută de mine, cu Doni, cu Laurențiu Duță și Radu Bolte. Ce mai faci anul ăsta? Că nu mai poți să mergi la mare să filmezi un clip așa. Trebuie să filmezi unul la munte acum. Îți recomand Elveția. Următorul pe care o să-l filmez, o să-l filmez undeva indoor, cu siguranță. Am înțeles, deci la noi rămânem pe București. N-am înțeles cadrul, asta e o oglindă, era o oglindă, nu înțelegeam cum a apărut reflexia aia acolo. Dacă cam despuiat în clip, n-am vrut să zic, da. E vară, corect. Baftă în continuare, știe toată lumea, dacă vreți să ascultați în continuare, căutați-o pe internet, pentru că acolo găsiți toate materialele tuturor artiștilor la distanță de un clip. Mă găsiți peste tot, cu numele Aniri. Și TikTok. Bine, o să te căutăm. Până atunci eu îmi pun masca și să vedem ce se mai întâmplă prin țară. Răzvan, Dani.